Hai, salut, bă, fraților, și bine m-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon. Aici și alături de grăsuțul de Bercea, care, bă, îl văzui că era pe aici, dar nu știu. A, ia uite-l, ia uite-l. Ia, salut, grăsule, ce faci? Ești bine, ești sănătos? Băi, ce vreau, am o întrebare pentru tine, grăsuțule. Ce, tu ai mașini ăsta electrice? Nu. N-ai niciuna? Nu sunt fanul lor. Bă, lasă-mă, pe Forza mă refer. Nu sunt fanul lor. Nici pe Forza nu ești fanul lor. Niciunde, să nu le văd. Bă, las-o. Bă, păi, dar dacă ai vedea mașina mea electrică, cred că ți-ai schimbat părerea, grasule. Nu prea cred. Zici? Ia stai să-ți arăt eu. Ia uite, ești putere. Ia mă să vedem, dar mă faci cu puterea aia pe mine? Cu electrica, ia să vedem. Că nu cred că mă faci nici la drag și nici la top speed, mă crezi? Facem pariu. Zici? Zic. Ia vino încă. Vino la... Păi la stai puțin, îmi faci un tuning mic. Fă-ți tuning mare dacă vrei. Mă jur că dacă ții o mașină proastă te fac în spate, aia... crezi? Ia hai să facem noi la, pe la drag race, dacă te țin. Păi la drag race, uite. A, și cum adică la drag race? Asta la, pe la sprint. Sprint? Care sprint? Că nu înțeleg la ce te referi. Adică top speed. Ăla e sprintul. Păi facem la top speed, facem și la top speed. Grasule, dacă ții o mașină mai proastă, mă jur că te fac cu spatele, ești nebun? Bă, cu spatele te fac, grasule. Dar nu mă ce mașină e aia, mă? Bă... ce handicap a sunt? Vino cu apă. Da, tu te pusești să-i faci tuning-ul manual, nebunule. Nu, mă, nu, vrei doar un singur lucru. A, îl schimbași ceva, nu că-l făcuși acum. Se gândește care motorul stock. Atenție, eu nu-i pusei altceva. Motorul stock? Păi... Dar mai aștept să mă faci, că e electrica aia, dar oricum eu sunt fericit cu asta, că e mașina de mașină. Ce mașină e asta? Bă, e Rimac, ce tu? Ești nebun la cap. Că zic că vrei să-ți schimbi bomba. Ce asta, mă? Rimac, ce tu? E cea mai... E ultimul răgnet, grasule. Mă crezi? Ești pregătit? Aha. Eu nu. Așa, perfect. Paza, paza. Da 3. Da 2. Da 1. Ce vrei, bă, să faci cu jaful ăla, bă? Bă, 323. Bă, da, încoală. Bă, e nebună. Mă crezi că e nebună. Hai că, hai să încercăm să facem cu spatele. Bine, mă, hai. Deși nu cred că te fac cu spatele, mă, caz. Nu cred că te fac cu spatele. Au, hai, nene, hai. E totuși BMW, dă-o mama ei. Zic. Bă, ăștia automate au și doar o treptă de viteză. Păi, nu, asta a mea are două, să știi. Unde are două? Are două trepte. Asta a mea e făcută cu două trepte de viteză. Ia stai să fac și o poză așa frumoasă. Ia să vedem. Bine, poză. Vorba vine. Că tai eu după pe filmare, gen. Așa, frumos, elegant, cât gata. Ajunge, grasule. Bă, stai un pic, că trebuie să mă uit și eu la startul ăsta, dar trebuie să mă uit invese, că am nasol. Că eu sunt cu spatele. Dar stai, mă, că parcă... Oh, sorry. Nu, din săgeți parcă te uiți. Da, așa, perfect. Cred că nu te fac totuși, nu? Pregătit? Da. Yeah. Cred că plecai un pic mai devreme. Grasule! Problema... Te-a făcut? Bă, trăsai un pic ca prostul de stânga și s-a dus pe cioacă. Oricum, nu știu. Bă, cred că te făceam, să știi. Dar no, faza e că... Mai o dată. Hai încă o dată. Faza naspa și care e, că mie mi-ajunge repede, dar are maxim 188 sau nu știu cât prinde. Îi prinde repede, dar... Ție cât, în cât să se ajunge aia până la sfârșit? Bă, nu știu, dar nu mult. Aia, într-un când 250 cred că tot ți se duce. Bă, eu pe asta o țin de distracție, înțelege? Da, bă, da. Eu sunt cu spatele, ești nebun. Și puteai să fii și cu fundul. Cu fundul? Mă. Era șmecher să fiu cu fundul, îți dai seama. Ia să vedem. Bă, tu după da, ce bă, dar tu compari la aspect vreodată. Ce are, bă, Rimacu, ești nebun? Mă fac ceva pe el, iau-te aici cum arată. Mene, tu ce alegi? M6-le sau Rimac-ul aia? Rimac?
Ia uite cum arată, ia uite-l ia. 2019 grasule, despre ce vorbim? Ia uite aici, gamă de lux, gamă de lux. Lux game, cum s-ar zice, știi? Ai zis gata? Da. Hai să vedem, fraților. Na, faci mă, n-ai cum. Bă, taci! A, nu mai. A, nu mai, că mi-a ajuns în maximă. Dar eram aproape, pe a treia treaptă la tine, practic, că eu am numai una pe ăsta. Ia hai mă și pe top speed, hai. Hai mă pe top speed, hai. Că, bă, că te crezi șmecher, frate. Nu? Sincer zic că... Bă, e șmecheră mașinuța, n-ai ce să-i zici, sincer zic. Mie unul îmi pace, dar bine, pe curbe și pe astea, cred că dobitocul ăla de a făcut un ningu, l-a băgat, i-a băgat de ăsta de drift, suspensie. Nu știu, nu sunt sigur, dar bănuiesc. Ce a făcut, mă? A băgat suspensie de drifturi și fuge de cur. Mi-a așa mi s-a părut. Ah, deci tu nu ești în stare să-ți faci tu singur un tur. Ba, da, bă, îl mai fac, dar de multe ori să știi că e mai bună la lorora. Că mai sunt unele tuninguri buguite, știi? Și dacă sunt buguite, na, trebuie să știi ce asta să le iei. Bă, cred că pe aici parcă era bine, eu oricum pot să mă teleportez, gen, dacă sunt băia ca lumea, dar da, asta este strada. Știam eu. Opa, așa, grăsuțule. Pe unde hai ești, că viu. Acum vin, sunt pe drum. Mamă, ce era să-l iau pe ăla. Oarecum. Bă, nu e asta strada, mă, e aia din, un pic mai din dreapta. Da, oricum ajung eu. Mă, îmi place că, gen, pentru o electrică nu face urât pe off-road. Că astea electrice pe off-road ziceai că sunt nebune. Având o singură treaptă. Rum, rum, rum. Ia, ce e asta, mă, drumul lucru? Cum urcă asta, ce? Bă, puterea carburantului, bă, ce înseamnă? Bă, înseamnă, grasule, n-ai ce să-i zici, dar, bă, când ăștia electrice o să reușească să facă niște baterii care să te țină încât să nu fie foarte, foarte incomod, o să mai rupă, dar până atunci... No, bă, uite, sunt din ăștia ca mine care vor să audă, mă. Da, bă, e și asta adevărat, dar zici că îți ții ție una din asta cu motor de 6000 să ieși așa odată cu ea și dacă nu pentru orașul ăsta îți ții una electrică, știi? Aia da, și eu mi-aș lua mașină electrică să mă plimb cu ea prin oraș. Da, de afară e nasol, mai ales din cauza astea kilometrilor, gen, că are foarte puțin. Unde ești, mă? Ia să vedem unde este grăsusul, să-l vânăm. Acum vine. Raymond M. Power. Ah, nu, era lângă, mă și miram, ce-a făcut ăștia, să schimbă numele. Bercea YouTube. Pua, ce ai, ești nebun. Ești prea șmecher, grasule. Prea șmecher. Să te pui aceea peste Boruto. Pe Boruto. Are tot bine ăsta, cred că e... Care e ăsta, mă? Cred că e la Forza Edition. Cine, mă? Uite, e unul aici, Boruto, așa... A, plecă. Nu mai e. Era. Bă, dar tu chiar trebuie să dai tot sensul? Sau vrei să... A, eram sigur că îi dă el. Păi, dar cum? La ce puteam să mă aștept? Bă, Boruto, dă-i, bă, drumul de aici, că te fac căcat. Haide. Ești gata? You ready, grasule? 3, 2, 1, uai! You can't see me, my time is now! Yeah, cause you can't see me! Asta văd eu ce top speed ai tu. A? Ești curios de top speed-ul meu? Mm-hmm. Bă, am destul de mare top speed-ul! Ce, tu la cât ajungi? Am 330. Eu am 420. 415. Ce mașină e aia, frate? Bă, e Rimac, ce tu ești nebun, 416 prin să-i maxim. 416. Da, nu se mai duce mai mult. Eu ziseai că e șmecheră asta, mă, ce ai? Chiar se duce, m-am mirat și eu de ea. Bine, e totuși în 2016. Chiar e bagabantă. Ia, că dau frontal, că dau frontal. Unde e? Uau, bum! Mamă, ce mă sperie. Săracul grăsun. Ba, am mai găsit-o asta, grasule, de off-road. În cazul în care dorim să aflăm, gen, știi, când este, cum se zice, mă, egalitate. Bine, acum nu e egalitate, dar oricum nici mașina aia nu e o mașină care să poată să o egaleze pe asta, ca să zic așa. Dar ea aici, parcă la muntele Rushmore ăsta,
Moonhead, da, aici cred că e. Bine, eu vine, de fapt cred că poți să vii după mine, că e destul de aproape de unde suntem noi acum. Ia vino încolo. Ceva? Ca să facem așa un fel de asta, știi? Nu știu cum să-ți explic eu. Un fel de off-road challenge. Ia vino. Mă vezi? Cred că mă vezi, cum să mă vezi. Te văd. Vino încoacea. Bă, mi se pare că acolo e așa, așa ar trebui, gen. Oh, shit. Ia să vedem. Unde ești, bă, mâncați așa? Aici, aici, aici. Aha. Asta e, asta e. Vezi? E un fucking munte ăsta. Aha. Și gen care reușește să se urce cel mai mult pe munte. Până bine, e o parte și mai abruptă în partea asta. Ia uite. A, bine, shit. Bă, stai, mă, unde e? E într-una din părți. Foarte abrupt. Dar nu... Nu știu unde ești, dădui din nervul ăla. Unde ești, mă, tata? Au, de ce dau, mă, mereu cu mouse-ul ăsta? Lasă mama lui de mouse-ul. Mă, unde e, mă, partea aia? Era o parte foarte abruptă. Sau să nu fie aici, mă? Aba, da, mă, ăsta trebuie să... Nu știu, bă, salvaticule. Eu cred că ăsta este. Ok. Bă, nu mai știu, mă, crezi? Ăsta credeam că e, dar nu, că nu e ăsta, nu e ăsta, nu e ăsta. Dar nu mai știu care e partea aia. În orice caz, o să o caut ca să fiu sigur. Era tot undeva pe aici, prin mijlocul. A, ba nu, mă, la The Great Ridge aici era. Ia, stai, că eu îmi dau TP, că oricum n-avem nevoie să facem această asta, dacă să arăt la oameni. Tu ai TP? Eu nu am mai TP. Departe. Da, știu că n-ai TP. Uite, ăsta era, fraților, sorry. Și ăsta chiar e foarte abrupt. Mă, deci mă enervează, ce are, mă, mouse-ul ăsta, că până acum nu mi-a făcut așa. Să-mi rămână mouse-ul și gen mi se văd lateralele. Ia uitați, fraților, aici. Și te oprești pe undeva pe aici și să vezi dacă urci. Da, bine, eu atunci când am urcat era iarna și nu prea, era chiar greu să urce. Dar poți să găsești o parte mai abruptă. Mă făcui praf, mai abruptă pe care să urci. Zic eu. Bă, ce să zicem, măi, fraților? Grăsuțule, cam asta cred este. Că o să fie L-E-P-S-E. Bă, cred că ăsta e un alt barn. Uite. Bă, stai, grăsule, că găsi, cred că un barn. Dar nu știu de ce nu mi-arată, gen, nu mi-arată unde e el. Pentru că, a, cred că trecui pe lângă el, mă, de aia mi-l arată. Ia să vedem. Ne descoperă o mașină, fraților, aici. Ia uite, ia, să vedem ce mașină. Că știu că mai e una șmecheră de descoperit din barn find-urile ăștia. Ia să vedem. Bă, ești bun. Ce mă doare. Ce te doare, mă? Curentul. Mama, e de aia de curse, mâncava, și uitați-vă cât aroțile are, ești nebun. Oleu! Pă ce, mă, te-a tras curentul, ce-ai? Hai de că... Bă, o găsi, dar să văd care e mașina, că nu știu cum se numește. Deci, is being used, you'll get, aha, Ford GT40MK, ai auzi. Hai, sălbaticule, lasă taina. A, gata, fraților, haideți să oprim episodul. Hai, gata. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi, așa cum vă spuneam. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like ușor dacă v-a plăcut și noi, ca de obicei, o să ne vedem data viitoare. Hai, v-am pupat, pa, pa!